Doamnelor, domnilor, bine v-am regăsit! Așa cum spuneam în ediția de luni a emisiunii Cuvânt pentru Suflet, tâlcuim rugăciunea Sfântului Efrem Sirul. Am ajuns la starea a doua. Patru duhuri pozitive sau patru duhuri bune ne pune înainte Sfântul Efrem în rugăciunea lui, pe care le cerem aduse la noi. Este alături de mine Părintele Arhimandrit Policarp Chițulescu, consilier patriarhal, directorul Bibliotecii Sfântului Sinod și slujitor la Mănăstirea Radu Vodă din București. Bine ați venit la Cuvânt pentru Suflet! Bine v-am regăsit pe Sfinția voastră și pe dragii noștri telespectatori! Vă mulțumesc foarte mult că ați acceptat și că ne-ați primit în Biblioteca Sfântului Sinod. Am ajuns la starea a doua din această rugăciune și pentru început aș vrea chiar să spunem acest text, așa cum sună el în rugăciunea Sfântului Efrem Sirul. Într-adevăr, starea a doua a rugăciunii cuprinde, dacă vreți, treptele care urcă spre desăvârșire. Dacă starea întâi se referă la duhurile răutății, trândăviei, grijii de multe, iubiri de stăpânie și al grăinii deșert, care înseamnă o prăbușire de undeva, că din cauza trândăviei omul se prăbușește, o îmbolnăvire a sufletului. De data aceasta, starea a doua a rugăciunii Sfântului Efrem, când vorbim despre duhurile cele bune, despre duhurile virtuților, constatăm un urcuș, și anume este vorba despre duhul curăției, al gândului smerit, al răbdării și al dragostei. Pe acestea le cerem de la Dumnezeu. Și la ediția trecută l-am întrebat pe invitatul nostru de ce le numește duhuri și ne-a explicat că cele patru duhuri negative, cele patru duhuri rele erau puse în legătură cu duhurile răutății. Aici la fel sunt numite tot duhuri. De ce anume? Este foarte adevărat și real faptul că atunci când un om săvârșește sau într-un păcat și care devine patimă, deci un păcat săvârșit cu regularitate, el nu doar că își îmbolnăvește sufletul, ci el devine robul unui duh necurat care lucrează acea patimă în om. Dar dacă este vorba despre duhul lăcomiei sau duhul trândăviei, deci despre duhuri necurate care lucrează aceste patimi în oameni, care îi robesc pe oameni cu aceste patimi, de data aceasta, când ne referim la duhurile cele bune ale virtuților, nu înseamnă că ele se referă la niște îngeri. Aceste duhuri al curăției, al gândului smerit, al răbdării și al dragostei nu sunt niște îngeri, ci poartă numele după izvorul din care ele provin, de la Duhul Sfânt. Pentru că omul de la botez primește prin taina Sfântului Botez, prin taina mirungerii a Sfântului și Marelui Mir, primește duhurile virtuților, primește darurile Duhului Sfânt. Și de altfel, aceste lucrări ale Duhului Sfânt, care aici în rugăciunea Sfântului Efrem Sirul sunt numite duhuri, aceste lucrări sunt numite tot așa și de profetul Isaia, Duhul Înțelepciunii, Duhul Curăției, Duhul Priceperii și ca atare, atunci când ne referim la Duhul Curăției, al gândului smerit, al răbdării și al dragostei, ne referim la faptul că ele izvorăsc din Duhul Sfânt. Și încă un aspect foarte important de remarcat, dacă la duhurile cele necurate ne referim ca la unele care acționează din afară asupra omului și robesc omul prin lucrarea lor, de data aceasta la duhurile virtuților sau pozitive, observăm că ele sunt înăuntru omului. Deci răul nu este înăuntru omului, ci el vine din afară, din exterior, în timp ce binele sădit în om la botez prin darurile Duhului Sfânt, este în interiorul acestuia, înăuntru acestuia. Și deci ele, să spunem, sunt mai la îndemână în viața omului și ele, de fapt, îl ajută pe om să subziste. Vă pun înainte chiar textul rugăciunii și după aceea să pornim pas cu pas spre a tâlcui cele patru duhuri bune pe care le întâlnim în starea a doua rugăciunii. Și Sfântul Efrem ne spune așa, iar duhul curăției, al gândului smerit, al răbdării și al dragostei, dăruiește-l mie slugii tale. Și sigur că ne adresăm lui Dumnezeu, așa cum am spus în prima stare, care este Domnul și Stăpânul vieții noastre. Părinte, cum poate omul de azi să înțeleagă acest duh al curăției? Ca inocență? Vedeți, existența în societate presupune pierderea inocenței. Duhul curăției la care face referire Sfântul Efrem în această rugăciune minunată, specifică postului mare, dar care ar trebui să fie în viața noastră a creștinilor cât mai des rostită, Duhul curăției
această curăție care e numită de părinții, mai ales de Sfântul Ioan Scărarul, de Sfântul Ioan Casian, neprihana, o numesc întreaga înțelepciune, cumințenia. De fapt, Duhul Curăției se referă la o feciorie, dacă vreți, sau o curăție a trupului și a sufletului, deci la o unitate a curăției omului, suflet și trup. Desigur că această curăție se referă sau îl are ca model suprem pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Și de aceea, dacă vrem să pornim pe urmele Lui, trebuie să începem cu această viață de a ne curăți sufletul și trupul. Dar termenul curăție face referire și la asceza trupului, la a-l feri de pângărire, de a-l feri de desfrânare, la a-l feri de căderi trupești de tot felul. Și el este pus la începutul, dacă vreți, la temelia celor patru trepte pe care le amintește Sfântul Efrem Sirul, pentru că prin curăție omul poate ajunge la smerita cugetare, cu răbdare, apoi la iubire. Deci iată de ce curăția trupului este cea care determină și curăția Duhului. Și există o conlucrare întreagă între minte și trup, pentru că Sfântul Ioan Scăraru arată că, într-adevăr, curăția trupului se păstrează, se câștigă prin curăția minții, și anume evitarea sau lupta a imaginației, a închipuirilor pătimașe trupești, a amintirilor trupești și, evident, evitarea faptelor în sine care ne duc la pierderea curăției, faptele de desfrânare, faptele care, de fapt, caricaturizează viața de familie, care nu se întâmplă după legea firii, cum a lăsat-o Dumnezeu. Și, deci, dacă noi îl avem ca model pe Mântuitorul Iisus Hristos în ceea ce privește curăția noastră, a trupului, a inimii, a minții, a sufletului, putem să înțelegem ce Duh îi mână pe cei care îndeamnă, chiar în societatea noastră astăzi, chiar pe copii, să cunoască ce este necurăția, ce înseamnă o viață trupească și aproape că îndeamnă la gustarea ei și, de fapt, la înrobirea acestora către această viață trupească, pentru că reaua cunoaștere aduce reaua pătimire și înrobirea omului, iar lupta cu acest Duh necurat al desfrânării, care este opus curăției, este foarte greu de dus pentru om dacă nu are o credință puternică și foarte mare nădejde în ajutorul Dumnezeu, însoțit de o asceză și de o întreagă înfrânare a vorbelor, a gândurilor. Iată, deci, curăția se câștigă cu foarte mare dificultate, numai cu ajutor de la Dumnezeu, pentru că, de fapt, curăția înseamnă biruirea firii noastre. Firea noastră pătimașă, pervertită, are tot felul de pofte, cere tot felul de lucruri care sunt împotriva naturii lăsate de Dumnezeu, curate, desăvârșite. Și, prin urmare, dacă dorim să-L urmăm pe Mântuitorul Iisus Hristos, să urmăm porunca fiți desăvârșiți, precum Tatăl Ceresc desăvârșit este, evident că nu putem să-L urmăm fără această curăție de care ne vorbește Sfântul Efrem Sirul. Repet, nu este vorba numai de curăția trupului, pentru că părinții insistă foarte mult asupra castității. Există castitate chiar și în căsătorie, cum spune Sfântul Pavel, în perioadele de postire și toată rânduiala pe care o are căsătoria, și nu mai vorbim de ceea ce se întâmplă în afara căsătoriei. Și, prin urmare, ea se referă la absolut toți creștinii, căsătoriți și necăsătoriți. Ce este curăția omului care trăiește ispitele, provocările vieții în lume? Această curăție presupune să supunem trupul Duhului. Presupune să controlăm prin voința noastră, prin stăpânirea de sine, prin încrederea în ajutorul lui Dumnezeu, să controlăm poftele trupului. De orice natură ar fi ele, că vorbim de desfrânare, că vorbim de lăcomia pântecelui, vorbim de alte pofte și alte patimi care înrobesc trupul și mai degrabă înrobesc și sufletul de către trup, iată, noi trebuie să schimbăm acest raport și să facem din trup prieten, nu să-l facem stăpân. Pentru că aceasta este, de fapt, dacă vrem să observăm cu atenție în lumea de astăzi, cea mai gravă robie a omului, robia sufletului, a Duhului față de trup, prin mâncare, băutură, desfrânare, deci schimbarea, inversarea valorilor, a raporturilor. Și tocmai aceasta ne arată Mântuitorul Hristos, ca în permanență trupul să ne-l facem prieten. Și Sfântul Pavel spune de altfel acest, și Sfântul Pavel numește foarte interesant trupul morții acesteia.
Nu pentru că trupul ne aduce moartea, sau ar fi, nu numai pentru că este muritor, dar nu pentru că trupul ar fi ceva rău, dar trupul ne duce la moarte, la despărțirea de Dumnezeu, dacă noi nu-L supunem Duhului, dacă noi nu-L transfigurăm, nu-L transformăm înfrânându-i poftele și patimile Lui. Părinte, am vorbit despre curăție, să trecem la Duhul gândului smerit și v-aș întreba ce înseamnă să fii smerit în gând? Aș vrea de asemenea să amintesc că Sfântul Ioan Scărarul numește smerita cugetare prea înțeleaptă smerită cugetare sau fericită smerită cugetare, pentru că de fapt prin smerenie omul își păstrează toate ostenelile și virtuțile pe care le câștigă. Deci prin smerenie putem înainta în permanență spre cunoașterea lui Dumnezeu, spre întâlnirea lui Dumnezeu. Dar smerenia sau cugetul smerit, gândul smerit de care ne vorbește chiar și rugăciunea Sfântului Efrem Sirul, înseamnă lucruri pe cât de simple, pe atât de ușor de urmat, dar pe atât de ușor de pierdut. Și din nou vreau să-L aduc ca exemplu, ca model suprem pe Mântuitorul Iisus Hristos, care ne spune: învățați de la mine că sunt blând și smerit cu inima și veți afla odihnă sufletelor voastre. Ce vrea să spună Mântuitorul? Că dacă noi devenim smeriți, vine și odihna sufletului, adică eliberarea, dacă vreți, de povară, de chinurile care ne robesc zi de zi. Până la urmă, smerenia înseamnă să nu te încrezi în forțele proprii, să nu-ți atribui merite atunci când câștigi. De asemenea, de câte ori dorești să pornești la drum într-o luptă, că este vorba de o luptă pământească pentru lucrurile necesare vieții sau pentru o luptă pentru dobândirea vieții veșnice, să ne punem încrederea în ajutorul lui Dumnezeu. A nu se încrede cineva în sine, în forțele proprii. Aceasta este una din etapele, dacă vreți, ale smereniei. De asemenea, smerenia înseamnă și a nu se socoti cineva mai presus decât ceilalți. Dar aceasta, desigur, nu într-un chip frustrant sau într-un chip care dă complexe de inferioritate, ci pur și simplu înseamnă a ne vedea limita proprie. Pentru că acest cuvânt smerenie în limba română care provine din slavonă și cuvântul mera din smeriti înseamnă măsură, înseamnă a-ți vedea măsura, a-ți vedea marginile, să știi cine ești cu adevărat. Până la urmă, când ești smerit, te cunoști pe tine. Dacă ești smerit, nu mai judeci, nu mai osândești pe celălalt, ești mai milos pentru că știi, cunoscându-te, că ești și tu neputincios și ai mai multă îngăduință și mai multă milă, mai multă răbdare față de fratele tău. A fi smerit nu înseamnă a fi indiferent. A fi smerit înseamnă să am răbdare cu cel de lângă mine, din dragoste pentru el și rugându-mă lui Dumnezeu, cu încredere în ajutorul lui Dumnezeu și cu bunătate față de el, să încerc să-l câștig. Aceasta înseamnă smerenia tradusă în zilele noastre. Nu este nici prostie smerenia, nu este nici inferioritate, ci smerenia este bunătate și iubire. Părinte, lipsa orgoliului, modestia autentică se manifestă în gândire, nu în aparențe? De altfel, gândirea trebuie să aibă o unitate cu purtarea. Nu? Pentru că spun părinții ce este în minte să fie și în faptă, ce este în faptă să fie și în minte. Această schizofrenie, această ruptură pe care o trăiesc cei mai mulți dintre oameni astăzi, această ruptură care îi conduce la fățărnicie și la viclenie, între ce sunt și ce vreau să par, între ce spun și ce vreau să se înțeleagă, iată, nu e, această ruptură trebuie vindecată de asemenea prin încredere în ajutorul lui Dumnezeu și cunoașterea de sine, prin mărturisire, pentru că smerenia în sine ne conduce, deci cunoașterea propriilor limite, a propriilor neputințe, ne conduce nu la disperare, ci la pocăință, la mărturisire, la cererea de ajutor lui Dumnezeu. Deci smerenia este binefăcătoare pentru că ea îl învață pe om să-și vadă limitele, să-și amintească și că este muritor și că viața vine de la unicul izvor care este Dumnezeu. Și, de asemenea, smerenia te ajută să conviețuiești în iubire și în pace cu cei de lângă tine. Chiar asta aș vrea să vă întreb, dacă poate gândul smerit să-ți îmbunătățească relația cu oamenii. Gândul smerit este totul în relația cu oamenii, pentru că relațiile dintre oameni se răcesc și se dizolvă tocmai din cauza orgolilor, a mândriei, a afirmării bolnave de sine.
Chiar în căsătorie se întâmplă această luptă de orgolii și din acest motiv, atunci când omul se zmerește, când deci renunță la afirmarea proprie din dragoste pentru celălalt, așteptându-l cu răbdare pe celălalt, dar și rugându-se lui Dumnezeu și cerând ajutorul, și în acea clipă, de fapt, dovada iubirii, vedeți, smerenia este o dovada iubirii și duce la câștigarea celuilalt, duce până la urmă la vindecarea unui conflict. Deci gândul smerit este foarte necesar în relațiile interumane. Când nu este smerenie, nu este nici sinceritate, prin urmare nu există relații autentice fără smerenie. Părinte, am ajuns la cel de-al treilea duh, acela al răbdării. A dispărut duhul răbdării în ziua de azi, când nu mai avem răbdare câteva secunde să se deschide o pagină web, de exemplu, sau să staționăm în trafic? Răbdarea, cum spune Părintele Cleopa și cum spun părinții noștri ai bisericii, răbdare, ferice cinte are. Răbdarea este și aceasta o măsură. O măsură a așteptării, a înțelegerii. Pentru că și Mântuitorul condiționează cumva mântuirea de răbdare. Spune cineva, cel ce va răbda până la capăt se va mântui. Prin răbdarea voastră veți dobândi sufletele voastre. Și răbdarea nu înseamnă numai suportarea chinurilor sau a necazurilor, ci răbdarea înseamnă, întâi de toate, așteptarea cu minte și a voii lui Dumnezeu și împlinirea voii lui Dumnezeu. În epoca noastră, când putem circula foarte ușor, când informațiile ni se pare că vin mai ușor la îndemâna noastră, într-adevăr, suntem mai încărcați de gânduri, mai încărcați de griji și de probleme pe care le vrem să le rezolvăm cât mai repede. Dar înșelarea este că pe măsură ce rezolvăm aceste probleme și griji cu nerăbdare, problema este că ele se înmulțesc. Pentru că tot timpul ne agasează, tot timpul ne aglomerează noi și noi probleme, din tot felul de surse, și dinăuntru nostru și din afară. Și de aceea socotesc că a avea răbdare înseamnă și a avea discernământ. Înseamnă a ști să alegi ce trebuie la momentul potrivit. Deci, până la urmă, nu e vorba numai de a avea răbdare în trafic, când te poți ruga, de exemplu, sau când căutăm pe internet o informație. Ci răbdarea aceasta se transpune și în răbdarea în relație dintre oameni. Câtă răbdare am cu cel care mă supără? Câtă răbdare am cu copiii care nu mă ascultă? Răbdare nu înseamnă indiferență, din nou ne întoarcem la această problemă. Este posibil ca uneori să se interpreteze răbdarea ca impasibilitate, ca nepăsare. Nu! Răbdarea înseamnă că eu îmi redirecționez energia, interesul, dorința spre Dumnezeu, îi cer ajutorul, rog să mă sprijine și să mă ajute să rezolv o problemă sau alta, mai ales în relațiile cu oamenii. Prin urmare, răbdarea este, cred eu, cheia sănătății mentale. Deci, nerăbdarea ne duce la o agitație și la pierderea păcii și, până la urmă, la nimicirea noastră, în timp ce răbdarea cu Dumnezeu alături ne duce la așezare, la discernământ și la liniște sufletească și la mântuire în ultimă instanță. Părinte, ce înseamnă în ziua de astăzi fie pusă răbdarea la încercare? Răbdarea ne este pusă la încercare sub diferite forme. Depinde și noi ce părere avem despre noi. Când socotim că suntem ceva sau suntem cineva și că cineva ne pune răbdarea la încercare sub o formă sau cealaltă, dar răbdarea este încercată și în chilia sau în camera noastră și în afara casei noastre. Deci răbdarea nu există ca fenomen, să spunem, întâmplător în viața noastră, ci în permanență. În permanență trebuie să avem răbdare cu noi înșine, când nu reușim să rezolvăm un lucru, cu cei de lângă noi, cu evenimentele sau cu lucrurile în care suntem implicați. Prin urmare, răbdarea ne este pusă în permanență la încercare. Cum am putea să devenim mai răbdători, Părinte? Așa cum spuneați dumneavoastră, cum să ne educăm sau să ne autoeducăm răbdarea? Răbdarea se dobândește, în primul rând, printr-o mai atentă dezlipire de lucrurile din jurul nostru, lucrurile inutile din viața noastră până la urmă, de lucrurile care ne aglomerează. Și atunci, noi vom putea să citim, vom putea să ne rugăm mai îndelung, vom putea să participăm la slujbe, la rugăciunile bisericii mai îndelung. Și atunci simțim o anumită pace în suflet, simțim o anumită așezare. Și atunci nu ne mai înspăimântăm, nu mai intervin fricile acestea ale nerăbdării până la urmă,
că nu reușim să facem un lucru sau celălalt. Și mai ales adâncirea în rugăciune ne dă acea putere de a discerne ce lucru ne trebuie cu adevărat și ce nu. Și de aceea, atunci când știm să alegem corect, nu ne mai pierdem timpul și nici nu mai suntem supuși nerăbdării sau nu ne mai este răbdarea pusă la încercare cu atâta violență, îmi spune. Vorbeați despre răbdarea la rugăciune și să știți că am întâlnit oameni care spuneau că nu au răbdare să stea la toată liturghia, nu au răbdare să citească un paraclis al Maicii Domnului sau chiar un acatist. Nu se pot concentra din lipsa aceasta răbdării să-și citească rugăciunile până la capăt. Da, și aici sigur că mă gândesc la rugăciunile de seară, de dimineață. Este foarte adevărat. Pentru că se plâng foarte mulți că rugăciunile sunt mai lungi sau că nu au răbdare, dar de fapt este din neînțelegere și din necunoaștere. Dar nici pentru că nici nu întreabă ce se întâmplă acolo. În clipa în care un om înțelege de ce se roagă, ce se roagă, unde se roagă și cum se roagă, atunci el nu va mai fi nerăbdător. Dar aș spune în replică, răbdare câte 3-4 ore la filme există, răbdare la cumpărături, la magazine, ore în șir există, răbdare în discuții și alte întâlniri nefolositoare cu bârfe și cu judecăți există. Deci trebuie să fim sinceri cu noi înșine atunci când ne punem problema că nu avem răbdare la rugăciune sau că ni se pare un lucru prea obositor, prea aducător de osteneală. Dacă suntem sinceri cu noi înșine și discernem binele de rău, cu siguranță că nu ni se va părea prea lungă o rugăciune și trăind-o, ea ne va duce bucurie, nu numai puterea de a avea răbdare. Ne-am îndreptat către cel de-al patrulea duh, acela al dragostei. Cum putem cultiva sau manifesta dragostea creștină, Părinte? E bine să înțelegem întâi de toate că dragostea creștină, dragostea de fapt, este Dumnezeu. Dumnezeu este iubire, este dragoste. Cea mai scurtă și cea mai profundă definiție a lui Dumnezeu. Și Dumnezeu ne cere să iubim după ce El însuși a împlinit mai întâi această poruncă, nu? Domnul nostru Iisus Hristos nu a spus doar să vă iubiți unii pe alții precum eu v-am iubit pe voi, ci a împlinit El mai întâi porunca, răbdând toate câte i s-au întâmplat pe nedrept din iubire de oameni, răbdând răstignirea, înviind pentru oameni și dăruindu-le nemurirea. Și Mântuitorul spune că dacă mă iubiți, păziți poruncile mele. Și mai spune că într-o aceasta vor cunoaște oamenii că sunteți ucenicii mei dacă veți avea dragoste unii față de alții. Prin urmare, iubirea creștină este semnul specific al ucenicului lui Hristos. Și iubirea nu întâmplător e pusă de Sfântul Efrem ca un capăt, dacă vreți, al urcușului. Pentru că iubirea înseamnă întâlnirea cu Dumnezeu. Noi de aceea postim, de aceea ne rugăm, de aceea ne zmerim, de aceea ne înfrânăm trupul și sufletul ca să ajungem la înfrânarea egoismului și la dobândirea iubirii, la ieșirea în afara eului nostru, către fratele meu, către aproapele meu, oricine ar fi el. Și aceasta este, de fapt, dacă vreți, rostul vieții noastre. Existăm pentru dobândirea iubirii. Cum să dobândim această iubire? Se întâmplă cu pași mici, dar constanți, consecvenți și cu foarte mare atenție în viața sufletească. Și așa cum am amintit mai devreme, cum spune rugăciunea Sfântului Efrem, într-adevăr, smerita cugetare, vederea păcatelor proprii, a neputințelor proprii, ne face să fim mai miloși, mai înțelegători cu ceilalți, mai răbdători, pentru că mila este prima treaptă a iubirii. Apoi, în clipa în care noi ne înfrânăm de la mâncare, băutură și de la altele, noi putem să dăruim din mâncarea, băutura noastră celor care au nevoie. Deci putem să vedem mai atent nevoile celuilalt. Apoi, dacă noi avem zmerită cugetare, vom face loc mai mult celuilalt în viața noastră. Îl vom înțelege mai mult, îl vom asculta, pentru că astăzi oamenii vorbesc unii cu alții, dar nu se mai aud unii pe alții. Nu-și mai înțeleg nevoile, nu mai au timp unii pentru alții, nu se mai întâlnesc în profunzimea sufletului unii cu alții. Și aceasta e un semn de egoism, un semn de lipsă de iubire. Deci iubirea nu este ceva greu de dobândit, dar este, fiind scopul vieții noastre, este o lucrare de toată viața. Spuneți-mi, Părinte, este empatia forma contemporană a iubirii creștine? Nu este același lucru. Empatia implică, desigur, o comunicare, să spunem, mai deschisă, mai directă, mai fără cuvinte chiar, dar totuși dragostea este cea care se sacrifică.
Dragostea implică răstignire, înseamnă renunțare la mine pentru celălalt. Înseamnă să renunț la timpul meu, la banii mei, la bunurile mele, oricare ar fi ele, la plăcerile mele, de orice fel ar fi, ca să ridic pe cineva, să vindec pe cineva, să-l aduc pe cineva la Dumnezeu sau să-l scot dintr-o stare, dintr-o nenorocire în care el se găsește. Aceasta este cea mai la îndemână și, dacă vrei, cea mai adâncă formă a iubirii. Ridicarea fratelui și ajutorarea lui ca să ajungă la credință. Până la urmă, la nemurire, pentru că despre aceasta vorbim. Părinte, dacă ne uităm la finalul acestei stări, spunem așa, că acest duh al curăției, al gândului smerit, al răbdării și al dragostei, dăruiește-l mie slugii tale. Îi cerem lui Dumnezeu să ne dea cele patru duhuri bune despre care am vorbit. Deci toate acestea sunt de fapt daruri pe care le primim de la Dumnezeu. Ele sunt daruri de la Dumnezeu pe care El le-a sădit în puterea noastră, în lăuntul nostru, încă de la venirea noastră pe pământ, de când ne-am botezat și de când am primit darurile Duhului Sfânt prin mir ungere, prin ungerea cu Sfântul Mir. Dar aceste duhuri, adică izvoare din Duhul Sfânt, noi trebuie să le cultivăm, să le înmulțim, să le punem în lucrare și de câte ori eșuăm, să strigăm, să ne zmerim către Domnul, cum spune în psalm, către Domnul m-am zmerit și m-am mântuit. Deci, de câte ori simțim că ne clătinăm, să cerem ajutorul Dumnezeu și cu adevărat devenim și mai smeriți și mai iubitori. Vedeți, rugăciunea ne pune înainte tabloul acesta al căderii, cele patru duhuri negative care nu fac altceva decât să ne îmbolnăvească sufletul, dar în același timp și ridicarea și starea postului aceasta este să mă ridic din starea de păcat și să ajung la starea de virtute, adică să ies din păcat, să înviez cu Hristos. De fapt, postirea este exact cum ați spus, este învierea din moartea păcatelor noastre. Aceasta își propune postul, să omorâm patimile și să înviem, pentru că aceasta este prima înviere de care vorbește Mântuitorul în Evanghelie și este cea mai necesară, pentru că această înviere din moartea patimilor înseamnă, de fapt, unirea cu Dumnezeu. Vă mulțumim foarte mult, Părinte Arhimandrit, că ați venit la Cuvânt pentru Suflet, că ne-ați vorbit despre rugăciunea Sfântului Efrem Siru și vă mai așteptăm cu drag. Și eu vă mulțumesc cu foarte mare bucurie. Dragi telespectatori și dumneavoastră, vă mulțumesc pentru atenția acordată acestei ediții și nu uitați de întâlnirea noastră la Trinitas TV în ediția de luni a emisiunii Cuvânt pentru Suflet. Pe curând!